Bun, ce putem să spunem la acest moment despre podul de lemn, așa cum îl știm noi din Ploiești? Podul de lemn, așa cum îl știm noi din Ploiești, este tratată ca o investiție absolut necesară pentru municipiul Ploiești. La finele săptămânii trecute am avut ședința de buget, acolo unde s-a aprobat alocarea unor sume de bani în vederea demarării lucrărilor pentru această investiție. Din bugetul propriu, prin hotărârea Consiliului Local, s-a alocat suma de 50.000 de lei, suma necesară în special pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, iar în paralel, printr-un credit acordat de Exim Bank, un credit mai vechi, în paralel, în acest credit sunt alocate mai multe sume pentru mai multe investiții, iar pentru podul de lemn este alocată suma de 8 milioane. La acest moment se află în derulare la Direcția Juridică la Serviciul de Achiziții Publice, se află în derulare procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție, ea fiind în acest moment ridicată pe SEAP și urmând să obțină autorizarea Ministerului Finanțelor, respectiv ANAP-ului, în vederea continuării acestei proceduri, dacă documentația care a fost ridicată pe SEAP este considerată ca fiind conformă cu regulile procedurale. Din câte știți, ar dura mult după toată această birocrație realizarea efectivă a lucrărilor de reabilitare? N-aș putea să avansez un termen, pentru că tocmai asta vizăm, avem, repet, proiectare și execuție, iar termenul estimat pentru realizarea acestei lucrări se va transforma într-o certitudine la momentul la care avem partea de proiectare realizată, urmând ca după această proiectare să se dea evident ordinul de începere a lucrărilor, urmând să facă și lucrarea în sine. În contextul evenimentului de ieri, despre care cu siguranță știți, al pasarelei, este și acesta totuși un pericol până când nu va fi reabilitat, până când nu știm sigur că structura lui de rezistență este conformă? Este un pericol, un pericol pe care îl știm cu toții, tocmai de-a lungul timpului au fost luate diverse măsuri de limitare a accesului în acea zonă. Și pentru acest lucru, cum bine vă spuneam la început, constituie o prioritate, cu atât mai mult cu cât trebuie să avem în vedere faptul că avem pasajul de la sud, pasajul rutier cel mare pe care îl știm cu toții, a cărui reabilitare mi-amintesc eu că a fost făcută poate în urmă cu poate 20 de ani și n-ar fi exclus ca și acel pasaj la un moment dat să fie necesar a fi reabilitat. Deci în acest context, cu atât mai mult necesitatea podului de lemn, cum este cunoscut, este una din ce în ce mai accentuată.